Pentru balanță, sacrificiile făcute la locul de muncă pot favoriza sentimente un pic mai utopice, stări de indecizie, de intoleranță, de exaltare sau unor chiar de panică. Sunt posibile extravaganțe, poate unor poate să apară lipsa de loialitate, relații un pic neclare, și tensiunile se valorifică în familie, cămin, prin schimbări, spiritualitate. E un moment favorabil pasiunilor profunde, ancorări în spiritualitate, relațiile sunt mai degrabă emoționale, pasionale. Schimbările, transformările favorizează totuși independența, libertatea, detașarea, spiritualizarea, dacă vrem să zicem așa, a vieții cotidiene, relațiile sunt pline de farmec, prietenie. Tensiunile de la locul de muncă sau din planul sănătății se valorifică prin schimbare, detașare, libertate și independență. Totuși, frustrările care apar pot să fie legate de sacrificii pentru cunoaștere, de călătorii lungi și ele pot favoriza o creștere a sensibilității, tulburări sentimentale, pasiuni, capricii, confuzii și lipsa de afecțiune. Relațiile pot fi mai ușor lipsite de afectivitate și chiar pot să apară unele certuri. Din 23 septembrie se exprimă mai ușor individualitatea, relațiile cu ceilalți, ancorarea în viața socială, confruntările din această zonă pot scoate la lumină contradicții care au apărut în urma unor implicații și a unor comportamente. Și Favorizează practic căutarea echilibrului în relațiile cu ceilalți pentru a restabili armonia. Contractele, asocierile, procesele, eventual, pot favoriza tensiuni, nervozitate, depresie, relațiile pot fi mai posesive, poate să apară și tendințe de excese în zona alimentară, poate în zona uh, lipsei de somn sau în zona lipsei unei vieți un pic mai active cu mișcare.